Pare că s-au format două tabere în ceea ce privește scandalul dintre Cristi și Stelian și acuzațiile grave aduse acestora, și anume unii care spun că Stelian este cel care îi provoacă mereu pe băieții din casă, el este instigator, îi jignește pe toți și nu este niciodată sancționat, tocmai pentru că ar fi cumva protejatul staffului în condițiile în care nu prea sunt cupluri și de aceea a fost și încurajat să facă un cuplu cu Ramona și așa mai departe, pentru că niciodată pentru tot ce s-a întâmplat și toate lucrurile jignitoare pe care le-a spus nu a fost niciodată sancționat. Stelian a făcut și discriminare în sensul că a făcut referire la etnie și știți foarte bine cum l-a numit sau l-a întrebat pe Cristian despre acest lucru. De asemenea, Cristi tot așa l-a amenințat. Se pare că el ar fi primul care l-a jignit. Din punctul meu de vedere, sunt ambii la fel de vinovați, pentru că amândoi parcă o caută cu lumânarea, le place să instige, să vorbească urât, să înjure și să creeze conflicte de tot felul, și Stelian nu este la prima abatere, după cum bine știți. Cum de altfel este și Cristi, pentru că au mai avut conflicte.